La examenul care s-a desfășurat joi s-au înscris inițial 770 de candidați. 100 dintre aceștia nu s-au prezentat la examen, iar alți 81 au ieșit din sală după ce au văzut subiectele. Astfel, pentru cele 110 posturi titularizabile s-au bătut 540 de candidați, care astăzi au primit și rezultatele. 292 au reușit să obțină peste nota 7, cea de titular, la nivelul județului, promovabilitatea fiind de 86%. Procentul de note peste 5 este de 86%, deci iată, putem să ne mândrim cu profesori care de data aceasta au fost mai bine pregătiți. Probabil că și structura subiectelor care a fost de data aceasta mai mult a plecat către didactică decât către conținut, i-a avantajat pe cei care predau de ceva timp la clasă. Candidații au primit cu emoții notele, mai ales cei care știau că au și învățat pentru a prinde un post de titular. Alții se vor pregăti mai bine pentru anul viitor, iar acum se mulțumesc și dacă vor prinde un post de suplinitor. Da, foarte mulțumit. 8.42. Cum ți s-au părut subiectele? Greuțe, zic eu, dar accesibile. Pentru voi proaspăți absolvenți? Prima dată, da, prima dată. Proaspăți absolvenți, și oricum, din ce am vorbit și cu colegele mele, cred că majoritatea s-au descurcat. Posturi, ai speranță că vei ocupa? Nu știu, am numărat, sunt a 13-a pe listă. Eu sper la un post bunicel. Pentru noi proaspăți absolvenți au fost mai grele, părerea mea. 5. Și cu oralul 16 e nota cu care vreau să prind un post. Posturi cu grupa clasa aceasta 0, să zicem că sunt. Bune, foarte bune. Pentru mine una, da. Bune. Mai bune decât anul trecut? Da, mult mai bune. Da. Sperați să vă titularizați? Eu sper, da. Din câte posturi sunt anul ăsta, fiind a patra, da. Sper. 9,85. E prima dată când dați? Al doilea an. Da. Și anul trecut? Am luat 7,90, dar nu au fost posturi, din păcate. 8,60 și cu 10, 8,950. Da. A mai dat? Ea este titulară, deja la educatoare. Da. Da, și acum vrea să meargă pe învățător? Eu cred că are șanse în oraș, vrea. Altfel, la țară nu vrea. Cei mulțumiți de notele obținute au putut depune astăzi contestații rezultatele finale, urmând să le primească pe 10 august. Din cei 540 de candidați care au participat la examenul de titularizare, 6 dintre ei au obținut nota maximă, dar la polul opus se află și profesori cu note de 1, 2 și 3. Avem și 6 note de 10 obținute de învățători, profesori de educație plastică și chiar educație fizică. Și spun asta pentru că și note sub 2, între 1 și 1,99, avem la educație fizică, la matematică, la religie și alimentație publică. Nu știu dacă sunt mai lipsiți de experiență colegii noștri sau conținutul disciplinei le-a creat probleme. Una peste alta, rezultatele cred că sunt bune. Profesorii și absolvenții de facultate se vor întrece pe posturile de titulari în ședința publică ce va avea loc pe data de 13 august.